Cei care au preferat muntele au găsit vreme chiar mai bună decât se așteptau, potrivită pentru plimbările în stațiuni sau prin pădure. Hotelurile cu piscine au făcut pe cei cu dor de nisip și valuri să nu regrete că au venit la mare altitudine și nu la Marea Întindere Albastră. Cuvântul de ordine pentru turiștii care au ales Poiana Brașov a fost relaxarea. Soarele a ieșit din nor la prânz, așa că oaspeții acestui hotel au ocupat piscina, aflată în aer liber. Cristi și prietena lui au venit din Vrancea. Putem la piscină, în care putem distracție mai la munte acolo. Ai ales marea de la munte? Da, e mai bine ca la Constanța. De ce? Aer curat. Cei dornici de mișcare au ieșit la plimbare pe cărări de munte. Foarte frumos, foarte bine a fost. Cum e peisajul? Superb, superb, vreme frumoasă. În stațiune, atmosfera este una liniștită, de vacanță. Ce înseamnă ziua de 1 mai pentru dumneavoastră? O sărbătorim, la munte. Este ziua muncii și o sărbătorim prin relaxare. Locurile de joacă pentru copii și aleile Parcului Central din Sinaia i-au atras la orele prânzului pe turiștii care își petrec weekendul la munte. Ne așteptam ca totuși prognoza meteo să se înșele cu privire la vreme, dar sperăm să nu plouă. Cam o senzație că la mare pleacă toată lumea zilele acestea și chiar am observat că muntele s-a mai aerisit așa puțin și am zis ok, atunci noi la munte. Vremea se va menține plăcută. În zona Brașovului sunt anunțate temperaturi de până la 17 grade, cu soare și ceva nori. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.